În perioada februarie-octombrie 2015 au fost trimise aproape 900 de solicitări de informații către 17 ministere și 109 primării. În 55% dintre cazuri s-au primit răspunsuri în termenul legal de 10 zile lucrătoare, în 5% după termen, iar în 40% dintre cazuri nu s-au primit răspunsuri. Instituțiile publice au fost accesate prin intermediul platformei M-am decis să mă implic. Concluziile studiului au fost făcute publice de reprezentanți ai Asociației Coaliția 52, membrii ai societății civile și sindicaliști. Din experiența pe care am, cred că a fost previzibil. Clar, la nivel de minister s-a observat o mai mare transparență. Ați văzut din studiu, aproape 70% au fost supuse consultărilor publice, la nivelul primăriilor 30%. Încă mai sunt probleme, adică e înțeleasă legea transparenței, dar încă nu e aplicată. Avem un cadru legal, dar am vrea să se aplice. Prin această transparență am reușit să scriem, să trimitem opinii scrise și să blocăm atât o lege cu privire la transferul celor două cariere, asta se întâmpla la începutul anului 2014, de asemenea am reușit să blocăm și o ordonanță de urgență a Guvernului că referitor la același transfer a celor două cariere. La Vâlcea, studiul a vizat primăriile din Râmnicu-Vâlcea și Drăgășani. La 8 dintre cele 20 de solicitări adresate s-a răspuns în termenul de 10 zile lucrătoare.